Timp de 15 ani, părinții nu i-au spus niciodată Luizei că este un copil adoptat. Se tem acum că altcineva i-ar fi dat această veste fiicei lor și ar fi împins-o spre acest gest extrem. Duminică, mama ei a găsit-o spânzurată în debaraua locuinței. Era viață, nu pot să spun altfel. Da. Era, eu ziceam că e puternică. De unde să fi știut? Că nu a fost atât de puternică și ce a determinat-o, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama când promitea, mami, vei fi atât de mândră de mine, mami. Mami, îți voi aduce medalii câte vrei tu. Nu mă simt vinovat de nimic pentru că la copilul meu am dat tot ce a vrut el. Deci dacă era un lucru care nu puteam să-i iau atunci, pe moment, îți spunea tata, acum nu pot, dar o să-ți le ia tata. Și n-am mințit-o niciodată, dacă i-am promis ceva. Psihologii trag un semnal de alarmă. În perioada adolescenței, tinerii trec prin etape complicate care pot să-i împingă la gesturi extreme. Pic într-o anumită depresie și recurg la niște gesturi fără să le gândească. Acționează chiar la aceste tentative de suicid. Luiza iubea sportul, era una dintre cele mai bune handbaliste ale clubului sportiv Drobeta Turnu Severin. Se mândrea cu familia ei și își iubea enorm părinții și prietenii. Era fată dârză, fată hotărâtă, fată cu ambiție. Era jucătoarea care își dorea să iese cineva, să iese în relief. Era performera în picioare. Impresionați de drama familiei, jurnaliștii de la Radio Televiziunea Severin au decis să întindă o mână de ajutor părinților loviți de această dramă cumplită.